Salut, bine am găsit la un episod de 76, ne vom juca acest dat Roculez e un totality rapelis Service. Și în alegerile, cum am avut în episodul anterior, noi am dezactivat o mașinuță și de pe cum știți, trebuie să faceți livrări și da, am luat jocul full. Pe unde ce am văzut episodul trecut, am luat toate mașinuțele din garaj de astea, dar stai, nu astea sunt toate. Pentru că dacă merge aici la Deliveries, e vedea că mașinuțele nu le-am deslăcătat pe toate, sincer. Și uite, vezi, mai deși avem câteva înlăcătate pe care momentan nu le putem descoperi pentru că nu știm cum le putem descoperi. Dar cum te ajungem acum pe munte? Da, chiar, că hai, haideți în acest episod să ne ducem să ne dăm pe tiroliană. Haideți să plecăm pe munte, dar stai, hai să luăm o mașină de aici, nu mai bine? Ori pe asta roșie, ori pe asta. Pe care vreți să ne luăm? Pe asta lioși. Ori pe asta roșie? Da. Da, eu vreau să luăm pe asta roșie pentru că este mult mai interesant. Hai, dar de vii tu lângă mine? Lângă tine. Sau mai întâi, lasă-mi să scot din garaj. Da, înțeleg, eu mi-am luat pe permisul, e tot ok. Haide. Ce permisul e pentru oameni? Haide. Poți de 10.000 de mine acum? De 10.000 de mine, da? Ok, atunci... Acum măcar putem băga viața, că nu avem niciun colet în măia. Dar, Roș, ce faci? De unde pe el? E departe, Roș, eu o să ajung în aerea, deci nu. Păi, o să fie plicător ca să aștept pe episod. Haide! Să știu ce nu! Mergem cu tunul! Deci... Îl dăm o leacă mai spre munte, îl dăm o leacă mai jos. Ok, ne prindem, dăm la maxim aici. Ok, am dat la maxim. Hai, cine e primul? Eu. Pe ce apă? Pe pătrat. Ok, test. Ai ajuns în munte? Da. Ok. Asta înseamnă că pot veni și eu, pentru că tehnic, dacă dau să ajung în munte, tehnic ajung și eu în munte. Și... eu mai dau și dive. Oh, fuck, stai că nu era o idee, mai dau dive. Ok, am ajuns cu tunul până în munte. Da, în episodul de azi poate vă face și câteva livrări de aici, de sus, de la munte, de la muntișor, de aici, pentru că de ce nu? Dar noi, în mare parte, am venit aici la munte. Adică noi am venit aici la munte pentru a ne da pe tiroliană, dar nu așa? Ne vom plimba și cu bani, dar momentan vreau să mă dau pe tiroliană împreună cu Darius, așa că unde e tiroliană? Nu e fac. A, un băban nu e aici. E aici. Ok, stați. Și dacă noi am făcut această livrare de aici, noi am făcut-o și dacă tot avem ocazia din nou să o fac și eu mă gândesc să o refacem. Darius? Da. Ok, de ce nu avem nevoie de un ăsta? Ok. De pe cum vedeți, este o... M-am prins. Ok. Și mă duc! Dar o să vii și tu după ce se respunează asta. Mamă, a fost direct în colet acolo. Haide, fugi! Vino! Zi-te bine! Stai să ce ai aici. Păi nu știu, nu cred că ne putem duce. Dar stai, te prind eu! Foarte ciudat, tu chiar n-ai zburat. În orice caz, atât de că vreau să facem câteva livrări, mă gândeam să mergem cu mașinuța aceasta. Avem o mașinuță nouă, nu nicio mașinuță de aici din garaj, dar te poți trece deja spre munte. Știi? Da, pe jos, dacă vrei. Deci... A, nu, pe munte, dacă vreau să facem niște livrări de după munte, de acolo, ca să mergem sus pe munte, pentru că, astăzi, în acest episod, v-am zis, vom face și câteva livrări și ne-am dus și pe munte, ați văzut, mai că ne-am dus cu tunul, nu așa oricum, și pe că ne-am grăbit și ne-am dus foarte, foarte rapid, acum vreau, sincer, să mergem cu această mașină, pentru că această mașină roșie, de pe cum se și observa o chestie de aia în spate și chestia aia ne poate ajuta foarte mult, de exemplu, la o livrare. Dar, de exemplu, când tu mergi cu ea, ai nevoie de foarte multă grijă, pentru că dacă bagi viteză foarte mare, când cotești,
poți rămâne fără ea. Și ai nevoie de foarte multă grijă, Darius, să știi. Eu mă duc cu mașină. Ok, ai nevoie de foarte multă grijă pentru că dacă nu, da, se poate întâmpla ori. Ai frescă. Aici și cad bușteni și dacă vă nimerezi, nu e ok, am încercat. Dar mai ca mașina asta în spate și n-aș vrea să o stau pe ea, că este pentru niște livrări. Dar vom încerca să ne dea buștenii peste noi, vezi, da, vom... Da, nu vedeți. Asta vezi, vedea, vom lua și ciocanul Thor, vezi, vedea mai multe chestii. Dar momentan ne limităm aici la zona asta, pentru că vreau să le descoperim pe toate pe rând. Pentru că, da, să aibă și ele o ordine, nu Darius? Mamă, haide, vină la mine, haide că te așteptăm aici. Da, nu le-ai dat un like, un share, pentru că dacă vrei acest joculeț, pentru că dacă văd că este susținută seria, că este sincer, nu știu cât timp voi fi plecat. Dacă voi fi plecat până luni, înseamnă că vreau să filmești un clip pentru unul, dar luni nu va apărea tot clip de Total Rival, va apărea alt clip de altceva. Haide, dai, dă numărul la nivel, nu? Ok, deci, în mare parte, deschide tu aia din spate. Cu maneta, aia din spate cu maneta. Ok. Și în mare parte aici trebuie să deschizi decât asta cu maneta. O vedeți, de dat de maneta nu știu să se dă. Asta este super șmecher ca livraia asta cu... De exemplu, poți să uite așa și butoi explozibil aici. Am încercat, credeți-mă, e super șmecher să uite asta cu butoi. Da, tu, da, asta cu alețele, că el... Tu, în mare parte, când conduci, ai nevoie să conduci foarte încet, bine. M-am chinuit să fac o livraie și cu tati cu mașina asta, dar na. Nu prea am mers cum a trebuit. Nu ești și coletul, dar na, a fost șmecher. În orice caz, da, deci dacă vezi live-uri de acest joc sau ai episoade cu altcineva, cu un invitat, nu știu, spuneți. Adică, de exemplu, dacă vezi cu Mihnea, poate că vine pe la mine, mă face un live cu el. Sau, nu știu, cu tati, cu, da. Pentru că, da, poate îmi face episoade și cu membrii familiei, din ăștia. Pentru că, why not? Nu știu. Ok, mamă, ok, acum știm pe unde putem sări, mamă. Deci e greu, e ca în viața reală să conduc asta. Credeți-mă, e super greu. Și mie mi-este... Hai să ne schimbăm și noi. Da, și știi că am schimbat. Dar ai de gând să ai de coletul ăla? Dar ai grijă de coletul ăla. Se schimbă după ce facem livrare. Mamă, e greu. Deci, vedeți-mă că e greu să faci schimb aici. De ce mă mai simt așa de mult? Acolo tot avem stea. Ok, da, tot avem 100% pentru că... Da... Da, nu știu, dacă vă foarte multe lecuri, poate chiar filmăm ceva acum împreună cu tate, rezervate, toate totale de Ray-Ban. Pentru că și el joacă cu noi. Și... No. În orice caz, haideți să ne mișcăm, Dar trebuie să ai o grămadă de grijă pe aici, pentru că chiar... Da. Astăzi o să, o să facem aici, sus, mi-așa. Da, poate ne dăm cu sturile. Da, ne dăm cu sturile. Da. Uite-mi pinguin. Am cu pinguin, dar e gata că m-a dus livrarea. Dă-te la parte de că trebuie să te iai eu de acolo. Ah, tu tot nu te levată cu cuiva, ok? Sper să nu mai vină pinguinul ăla încă o dată, dacă ne mai vine încă o dată, poate ne ia livrarea în dinți, știi? Și, na. Hai să ne mișcăm. Ok. Și, na. M-am blocat și în cutie. Revin imediat, n-am zis de că o să mă dau cu deos pe asta. Ok, mi-am reconectat căștile pentru că m-a sunat mami și da. Da, tu te dai papa pe aici? Ne dă? Da, nu știu.
Tu nu știu câte termini, mi s-au blocat picioarele în astea. Nu! Nu! Oh, dă-te mă la o parte din asta. Hey! Nu te mă pot da! Nu! Nu, 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 nu! Nu, 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 haide, dar mă zic, nu vreau să stai pe filmarea asta, dar haide! Uii! Mă dau, mă dau, mă dau, mă dau! Mă dau! Ok, haide, haide, haide și sărim panta! Uii! Ce de bine! Au! Nu! Au! Au, au, au! Andrei, 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 acum nu! Ok. Da, nu știu că am uitat altul, că tu știi că dacă mă apucă, dacă mai altă episod de acest nat jocule și la noi ne vedem data viitoare cu un alt episod. Și na, pa, pa! Pa, pa!